Astăzi ne-am dorit foarte mult să-i adunăm pe tineri și să-i avem alături de noi, pentru că eu tot timpul consider că tinerii sunt mult mai dornici, mult mai curajoși, doresc să exploreze și nu doar potențialul lor, cât să facă mult mai multe schimbări și să vadă efectul lor. Și cred că noi ne-am îndeplinit misiunea. În primul rând am vrut să-i punem pe gânduri, să analizezi un pic cum arată comunitatea lor, dacă ei sunt mulțumiți, este satisfacția asta de viziune, de imaginație, de potențial, de oportunități pe care ei le au în comunitate. Și dacă cumva este echilibru și din ceea ce ar mai trebui, poate nu neapărat le place sau nu le place, ar mai trebui de îmbunătățit. Nu doar la imaginea comunității din care fac parte, dar și în relațiile dintre oameni. Și mi-a plăcut foarte mult că eu au văzut comunitatea ca raport, ca o întreagă sociologie. Bună, sunt Alina Grodeanu, elevă în clasa 11 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Am fost o perioadă de timp președinta Consiliului Elevilor din instituție și știu ce înseamnă să-ți asumi responsabilitate pentru acțiunile pe care le faci. Îi mulțumesc doamnei coordonatoare că ne-a amintit astăzi tuturor că, în primul rând, ar trebui să fim mulțumiți de ceea ce deja a fost făcut în comunitate și să ne implicăm în continuare mai activ pentru a face cât mai multe schimbări. De asemenea, am fost beneficiar la o activitate în cadrul unui grant și mi-a plăcut foarte mult activitatea respectivă. Chiar sper pe parcurs să mai am posibilitatea de a participa la astfel activități și îi încurajez pe cât mai mulți oameni, tineri, să se implice în proiectul respectiv. Bună! Mă numesc Proți Mirela, am 15 ani, fac parte din grupul de voluntari Iron Game. Activitatea de astăzi ne-a, într-un fel, ridicat moralul tinerilor din ziua de azi, de a ne implica mai mult în societate, de a ne da seama că noi suntem prezentul și viitorul acestei generații și că ar trebui mai mult să ne implicăm în activitățile realizate în societatea noastră. Mă numesc Grosu Victor, sunt elev în Liceul Teoretic Gheorghe Sache și totodată membru al Consiliului Elevilor. În cadrul activității de astăzi pot să spun că eu am perceput-o ca un îndemn pentru încadrarea tinerilor în activitățile din orașul nostru. Sincer, aș mai participa în astfel de activități pentru că simt că mă dezvolt și pot să fac parte într-o schimbare totală în orașul nostru. Bună, sunt Chirica Ionela, am 16 ani și fac parte din Consiliul Elevilor al Liceului Teoretic Gheorghe Sache din orașul Unghei. Această activitate de astăzi a fost ca un imbold pentru tineri de a dezvolta orașul nostru, de a dezvolta tot ce ține de mediul nostru înconjurător. Pot spune că trainerul nostru a format o relație între noi prin activitățile, prin jocurile interesante care ne-au energizat și ne-au făcut să fim mai liberi. De asemenea, pot spune că am vorbit despre problemele noastre în societate, despre ceea ce ne place, ceea ce nu ne place, ceea ce vrem să dezvoltăm, cum vom dezvolta aceste lucruri. Și pot spune că acest imbold care mi l-a dat mie această activitate mă va ajuta ca în viitor să mă implic în mai multe activități, să fac mai multe pentru societatea noastră, să vă sfătuiesc pe voi, tinerii, să vă implicați cât mai mult. Pentru că, până la urmă, noi, tinerii, suntem viitorul.